Delegații la Congresul Extraordinar al AUR l-au ales pe George Simion ca președinte al partidului. El a declarat în cadrul Congresului că nu vrea să candideze la președinție în 2024 și că partidul va susține în turul al doilea candidatul antisistem. Alianța pentru Unirea Românilor l-a votat duminică în cadrul Congresului Extraordinar pentru alegerea noii conduceri, pe George Simion pentru funcția de președinte unic al formațiunii. Delegații au decis și modul în care va fi ales viitorul candidat al formațiunii la alegerile prezidențiale din 2024. Dezbaterile între pretendenți încep din mai 2022. George Simion a primit 784 de voturi, în vreme ce contracandidatul său Dănuț Aelenei a primit 38 de voturi, potrivit Ager Press. Acesta a afirmat duminică la Congresul Formațiunii că nu vrea să fie candidatul partidului în alegerile prezidențiale din 2024 și a adăugat că AUR va susține un candidat care va intra în turul al doilea și va câștiga scrutinul împotriva candidatului sistemului. Primul congres extraordinar al AUR s-a desfășurat duminică în sala Alexandru Ioan Cuza de la Palatul Parlamentului, începând cu ora 12.